Bună ziua, dragilor! Sunt dr. Petrache, medic diabetolog. Vă aștept solicitările pentru consultație de diabet în clinica virtuală sau plan nutrițional personalizat la adresa de mail afișată pe ecran. Astăzi răspund la o întrebare venită de la un membru al canalului meu. Nu uitați că și voi puteți deveni membri apăsând butonul alătură din pagina principală a canalului. Întrebarea de astăzi este: Orezul brun este mai bun în comparație cu orezul alb pentru diabetici? Tot orezul alb pornește de la orez brun. Printr-un proces de măcinare, se îndepărtează coaja, tărâțele și germenii orezului. Acest proces crește viața pe rafta orezului, dar și îndepărtează o mare parte din substanțele hrănitoare, inclusiv fibrele, vitaminele și mineralele. Pentru a compensa aceste lipsuri, orezul alb este în mod artificial îmbogățit cu nutrienți. În plus, bobul este lustruit pentru a părea mai apetisant. Atât orezul alb cât și orezul brun conțin glucide, Orezul brun este o cereală integrală. Conține mai mulți nutrienți în comparație cu orezul alb. De asemenea, cerealele integrale pot ajuta la reducerea colesterolului și odată cu acesta, la reducerea riscului de accident vascular cerebral, boală cardiovasculară și diabet zaharat tip 2. Orezul brun este mai bogat în fibre în comparație cu cel alb fibrele ne ajută atât la reglarea scaunului, cât și la scăderea colesterolului, așa cum am menționat anterior. În plus, fibrele ne păstrează o floră bacteriană intestinală sănătoasă. Ne ajută la scăderea glicemiei, dar și la păstrarea unei stări de sațietate pentru o perioadă mai lungă. Orezul blun conține mai mult magneziu, dar și seleniu. Magneziu este necesar pentru foarte multe funcții, printre care menționez coagularea sângelui, contracția musculară, producția celulară, dar și dezvoltarea oaselor. Seleniu este un antioxidant ce joacă un rol extrem de important în producția hormonilor tiroidieni, dar și în păstrarea imunității. Seleniu împreună cu vitamina E ne protejează de cancer. Revenind la întrebarea dumneavoastră, atât orezul alb cât și cel brun au un index glicemic mare. Indexul glicemic ne arată impactul pe care îl are alimentul pe care îl consumăm asupra glicemiei sau, mai exact, cu cât este mai mare indexul glicemic, cu atât ne crește mai repede glicemia de la acel produs. Orezul alb are un index glicemic de 72, iar cel brun un index glicemic de 50. Orezul brun are mai multe beneficii nutriționale, însă vă afectează aproximativ la fel de mult curba glicemică. Nu-l fierbeți prea mult și nu depășiți cantitatea de 150 de grame de orez pe zi. Cam atât pentru astăzi. Nu uitați să dați like tutorialului și să vă abonați la canalul meu pentru cele mai noi și utile informații. Până data viitoare, aveți grijă de sufletul și de corpul vostru.